Capitolul 9. Pavel și mântuirea israeliților Spun adevărul în Hristos, nu mint, cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă. Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos, pentru frații mei, rudele mele trupești. Ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii și din ei a ieșit, după trup, Hristosul, care este mai pe sus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Dumnezeu este stăpân să aleagă. Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu, căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram, ci este scris. În Isaac vei avea o sămânță care ți va purta numele. Aceasta însemnează că nu copiii trupești sunt copii ai lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Căci cuvântul acesta este o făgăduință. Pe vremea aceasta mă voi întoarce și Sara va avea un fiu. Ba mai mult, tot așa a fost cu Rebecca. I-a zămislit doi gemeni numai de la părintele nostru Isac, Căci, măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă, s-a zis răbecii, cel mai mare va fi rob celui mai mic. După cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Dumnezeu se îndură de cine-i place. Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum. Căci el a zis lui Moise, voi avea milă de oricine-mi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine-mi va plăcea să mă îndur. Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Fiindcă scriptura zice lui Faraon, Te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Astfel, El are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Dar îmi vei zice, atunci de ce mai bagă vină? Căci cine poate sta împotriva voiei lui? Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce mai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste, și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară? Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire și să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă, despre noi vorbesc. Astfel, el ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri, după cum zice în Osea voi numi poporul meu pe cel ce nu era poporul meu, și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Și acolo unde li se zicea, voi nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel, chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită. Căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul lui. Și, cum zisese Isaia mai înainte, dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul Savaot o sămânță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Neamurile au căpătat mântuirea. Deci ce vom zice? Neamurile care nu umblau după neprihănire au căpătat neprihănirea și anume neprihănirea care se capătă prin credință. Pe când Israel, care umbla după o lege care să dea neprihănirea, n-a ajuns la legea aceasta. Pentru ce? pentru că Israel n-a căutat-o prin credință, ci prin fapte. Ei s-au lovit de piatra de poticnire, după cum este scris. Iată că pun în Sion o piatră de poticnire și o stâncă de cădere, și cine crede în el nu va fi dat de rușine. Capitolul 10. Mântuirea este aproape. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Căci Hristos este sfârșitul legii pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. În adevăr, se scrie că omul care împlinește neprihănirea pe care o dă legea va trăi prin ea. Pe când iată cum vorbește neprihănirea pe care o dă credința. Să nu zici în inima ta cine se va sui în cer, să pogoare adică pe Hristos din cer, sau cine se va pogori în adânc, să scoale adică pe Hristos din morți. Ce zice ea deci? Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta, și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura, oricine crede în el nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Domn, care este bogat în îndurare pentru toți cei ce îl cheamă, fiindcă oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Lucrul acesta a fost vestit. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut, și cum vor crede în acela despre care n-au auzit, și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? și cum vor propovădui dacă nu sunt trimeși. După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Dar nu toți au ascultat de Evanghelie, căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Dar eu întreb, n-au auzit ei? Ba da, căci glasul lor a răsunat prin tot pământul și cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii. Dar întreb iarăși, n-a știut Israel lucrul acesta? Ba da, căci Moise, cel din tâi, zice, vă voi întărâta la pismă prin ceea ce nu este neam, vă voi atâța mânia printr-un neam fără pricepere. Și Isaia merge cu îndrăzneala până acolo că zice, am fost găsit de cei ce nu mă căutau, m-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de mine. Pe când despre Israel zice, toată ziua mi-am întins mâinile spre un norod răzvrătit și împotrivitor la vorbă. Capitolul 11. Orbirea lui Israel Întreb dar, a lepădat Dumnezeu pe poporul său? Nici de cum, căci și eu sunt Israelit din sămânța lui Avram, din seminția lui Beniamin. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său pe care l-a cunoscut mai dinainte. Nu știți ce zice Scriptura în locul unde vorbește despre Ilie? Cum se plânge el lui Dumnezeu împotriva lui Israel când zice, Doamne, pe prorocii tăi i-au omorât, altarele tale le-au surpat, am rămas eu singur și caută să-mi ia viața. Dar ce răspunde Dumnezeu? Mi-am păstrat șapte mii de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Tot așa și în vremea de față este o rămășiță datorită unei alegeri prin har. Și dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte. Altmintrelea harul n-ar mai fi har. Și dacă este prin fapte, nu mai este prin har. Altmintrelea fapta n-ar mai fi faptă. Deci ce urmează? Că Israel n-a căpătat ce căuta, iar rămășița aleasă a căpătat, pe când ceilalți au fost împietriți, după cum este scris. Dumnezeu le-a dat un duh de adormire: ochi ca să nu vadă, și urechi ca să naudă, până în ziua de astăzi. Și David zice: masa lor să li se prefacă într-o cursă, într-un laț, într-un prilej de cădere și într-o dreaptă răsplătire. Să li se întunece ochii ca să nu vadă, și spinarea să li o ții mereu gârbovită. În științarea neamurilor: Întreb, dar s-au poticnit ei ca să cadă? Nici de cum, ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor ca să facă pe Israel gelos. Dacă, deci, alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume, și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerilor? Vă spun vouă neamurilor întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea și caut ca, dacă este cu putință, să stârnesc gelozia celor din neamul meu și să mântuiesc pe unii din ei. Căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Iar dacă cele din roade sunt sfinte și plămădeala este sfântă, și dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte, iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, și dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcini și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Dar vei zice, ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu. Adevărat. Au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, dar, ci temete. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te, dar, la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, altmintrelea, vei fi tăiat și tu. Și chiar ei, dacă nu stăruiesc în necredință, vor fi altoiți. Căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Fiindcă, dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin care din fire era sălbatic, ai fost altoit împotriva firii tale într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiți ei, care sunt ramuri firești în măslinul lor. Tot Israelul va fi mântuit. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris, izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei când le voi șterge păcatele. În ce privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași și aceasta spre binele vostru, dar în ce privește alegerea, sunt iubiți din pricina părinților lor. Căci lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. După cum voi, odinioară, n-ați ascultat de Dumnezeu și după cum prin neascultarea lor ați căpătat îndurare acum, tot așa ei acum n-au ascultat, pentru ca, prin îndurarea arătată vouă, să capete și ei îndurare fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare, ca să aibă îndurare de toți. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui! Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Amin.